încep ca să vin să fie Domnul nostru, Mântuitorul nostru, care și seara aceasta, prima zi din an, ne-a ajutat ca să vin în casa de final și vă doresc o dată tuturor un nou an binecuvântat, cu prezența Domnului și Domnul să ne ajute să propășim în Împărăția Lui. Pentru că se apropie cu pași repede venirea Domnului Iisus și dacă suntem conștienți de faptul acesta, ne vom și pregăti în consecință. Dacă credem că promisiunea Domnului este în picioare, este actuală, atunci vom face ceea ce ne îndeamnă Duhul Domnului de Apocalipsa și Duhul și Mireasa, spunea Apostolul Ioan, strigă, vină Doamne, și cel ce aude să zică, vină Doamne Iisuse, și Domnul să ne ajute să fim dată pentru ziua aceea. Ne face ca să auzim multe urări, ocazia anului nou și am vrea să se realizeze și nu-i rău, e foarte bine ca să avem cuvinte de bine unii pentru alții, dar să nu uităm că Apostolul Ioan, la un moment dat, scriind o scrisoare, a pus foarte mult accent pe proporționalitatea între a-i fi plăcut Domnului și a spori. Și aș vrea să citesc lucrul ăsta. În vina pe minte și cred că e benefic pentru a ne motiva să vedem prioritățile din viața noastră, să vedem ce vrea Dumnezeu și așa cum a fost și cântarea Andrei, care a cântat-o frații, Dumnezeu caută la noi loc. Și în 2 ani, versetul 4, spune, m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unul din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamne, nu ca și cum ți-ar scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și mai este un verset, versetul 2 din a treia epistolă spune, preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și o urare frumoasă. Și dacă ne-am oprit aici, am zice, ce bine că mi se urează așa, ca să meargă, că toți ne dorim să ne meargă bine. Dar ascultați, Apostolul Ioan spune, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Și acum, atunci când trăim în trupul acesta, ne dăm seama că suntem atât de vulnerabili și numai puțin tușim, numai puțin ne apucă cât un virus și ne dăm seama că nu suntem așa tari pe cum ne credem. Și e un bun termometru că atunci când nu ne simțim bine, să ne dăm seama că suntem trecători și călători pe acest pământ, că dacă ne-am merge toate bine, dacă și sănătatea ar fi bună, atunci poate n-am sta în loc să ne gândim mai atent, mai profund la viața noastră. Dar Dumnezeu îngăduie în viața noastră multe, multe situații, chiar legate de sănătate, în care să realizăm că aceasta se trece. Și ceea ce rămâne este sufletul nostru și relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie una sănătoasă. Și Domnul să ne ajute. Amin. În această seară să citim acest text și este cu adevărat o urmare a călătoriei, să zic așa, a omului acestuia, Iosif, în umblarea lui pe pământ și s-a vorbit aici cu ocazia sărbătorilor despre felul cum acest om a avut un vis în viață și acest vis era gata să se realizeze după calculele, după cum el a prevăzut, să zic așa. Era, mă gândeam și la fratele David, dar la intensitatea lucrurilor și cum vezi toate lucrurile că se derulează și dintr-o altă parte nimic nu se mai derulează. Și totul parcă pare întrucat. Dar privind la acest om, parcă lucrurile au mers din ce în ce mai importante după socotelile lui și dacă ar fi să fie în seara aceasta și să ne vorbească acest om Iosif, acest bărbat al Mariei, prin câte experiențe a trecut, cred că ar fi o bună mărturie pe lângă mărturiile care au fost aduse în seara aceasta în mijlocul nostru. Și cred că ceea ce a lăsat Dumnezeu pe pagina Scripturii e suficient și e menit ca să ne întărească chiar la începutul acestui an. Să nu uităm că viața noastră pe pământ trece și ori vrem, ori nu vrem, pășim înainte.
facem alegeri și urmăm alegerile care le facem și viața se scurge. Dar ceea ce aș vrea să învățăm de la acest om, de la acest bărbat Iosif, că mai mult decât atât, umblarea cu Dumnezeu pas cu pas este cel mai important și cel mai binecuvântat lucru. Nu realizările visurilor noastre, nu realizările așteptărilor noastre, ci umblarea cu Dumnezeu în fiecare zi, pas cu pas, acesta este cel mai important lucru. De ce? Pentru că, de fapt, de această umblare cu Dumnezeu pe acest pământ este legată veșnicia. Aș vrea să privim la acest om și să învățăm din experiențele lui. Un om care s-a născut în Betleem. Nu știu cu ce s-a deja și vorbit aici. Nu știu cu ce ocazie, în ce împrejurări unul acesta a ajuns în Nazaret. Dar, fiind acolo, la un moment dat se hotărăște ca să meargă în acest pas al căsătoriei cu această fecioară, cu Maria, și parcă toate lucrurile erau bine puse cap la cap și păreau să funcționeze exact cum ei și-au dorit, și-au imaginat, și lucrurile se schimbă spontan când în viața Mariei apare un mesaj din partea lui Dumnezeu. Când această fecioară nu înțelege, este foarte tulburată de acest mesaj al îngerului. Apoi Iosif află și el despre întorsura lucrurilor și vrea ca să abandoneze. Cum intervine Dumnezeu prin acel vis în viața lui Iosif și totul se schimbă. Și mă întreb, de ce nu a rămas Iosif în Betleem? Era mai simplu, nu? De ce, dacă Domnul Iisus trebuia să se nască în Betleem, de ce situația nu i-a adus acolo, în acel oraș? Și am ajuns la convingerea și răspunsul că Dumnezeu de multe ori creează niște condiții care pentru mintea umană sunt absurde și nu le putem înțelege, pentru ca El, la sfârșitul experienței, să rămână ca un Dumnezeu suveran, să rămână un Dumnezeu tot puternic, un Dumnezeu care este în control tuturor lucrurilor. Și așa s-a făcut că Dumnezeu îi vorbește lui Iosif, Dumnezeu îi vorbește Mariei, și în această nedumerire a lor, parcă totul se clarifică și pas cu pas Dumnezeu îi aduce în Betleem și acolo are loc nașterea Domnului Iisus Hristos. Și acum spune noi ca și oameni, parcă lucrurile s-au așezat, da? Au trecut, au fost niște momente foarte palpitante pentru ei, neînțelegând. Și ceea ce am apreciat și apreciez foarte mult acest om, la Iosif, era un om cu adevărat care umbla în frica lui Dumnezeu. Cu adevărat un om care nu voia să supere cu nimic pe Dumnezeu. Chiar dacă trebuia să sufere în urma alegerilor lui în viață. Atunci când el credea că pasul acesta al căsătoriei n-ar fi cel mai potrivit din cauza anumitor gânduri care au venit în mintea lui, a stat în mintea Domnului și a ales ca să ia decizia cea mai bună în frică de Dumnezeu și a zis, voia să o lase pe Maria pe ascuns, ca nu cumva să o facă de rușine. Nu voia să lase în urma lui nicio rană, dacă se poate. Din partea lui să fie totul bine. Dar cel mai mult s-a gândit înaintea lui Dumnezeu că dorea să fie plăcut cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și zice, Iosif, stai liniștit, că situația este în control, este în mâna mea. Nimic nu scapă de sub privirile mele. Și parcă îl văd că Iosif liniștit, cum trece prin aceste valuri și în sfârșit în Betleem au venit păstorii și lucrurile se pun la loc, ajung să ia, nu știu, în ce fel, într-o casă în care să locuiască, în chirie, nu știu, nu avem detalii, dar ceea ce știm că Iosif este din Betleem și m-a întrebat, n-avea nicio cunoștință acolo, n-avea nicio casă de vacanță, n-avea nimic unde să tragă, ci tocmai într-un graj să se nască fiul lui Dumnezeu. Da, așa a găsit Dumnezeu cu care, parcă i-a tăiat toate contactele de acolo din Betleem și niciun loc n-a fost pentru această, să zic, familie tânără care era chiar într-o nevoie urgentă. Dar Dumnezeu care a așa hotărât ca fiul lui să se nască în locul cel mai umil, a lăsat lucrurile să meargă în felul acesta. Și în timp ce ei erau bucuroși, să spunem, după experiența păstorilor, după experiența îngerilor, după toate lucrurile acestea, era
acum lucrurile să meargă limpede mai departe, dar se întâmplă ceva. Vin niște magi acolo și cu ocazia acestor oameni învățați din răsărit, parcă totul iarăși se încurcă. Și după ce pleacă magii, spune în versetul 13, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoară. Și poate să-mi spune noi că e prea mult. Dacă e Fiul lui Dumnezeu, de ce Dumnezeu nu i-a curmat viața lui Irod? Era simplu ca să curme viața acestui rege rău, cum s-a spus aici, un tiran, un criminal. De ce Dumnezeu nu din fașă lucrurile să le fi rezolvat acolo? De ce atâta deranj să trebuiască Iosif cu Maria să fugă într-o țară străină? Și răspunsul avem chiar aici. Era o profeție spusă cu mult timp înainte, cu multe sute de ani, că va chema Dumnezeu pe Fiul lui din Egipt. Și iată, Irod nu știa că este chiar o uneată folosită de Dumnezeu, deși nu era credincios. Deși era un criminal, un băgân. Să nu uităm un lucru. Chiar și oamenii cei mai răi din lumea aceasta, chiar și persoanele care îmi zice că nu merită să trăiască, ele slujesc planul lui Dumnezeu. Nu-l înțelegem acest plan întotdeauna. Nici nu ne convine să-l acceptăm întotdeauna și vom vedea chiar în această relatare. De ce? Pentru că atâta sânge în urma acestui om încă se nevarsă. Dar, odată cu această întâmplare, că ei au mers în Egipt și au revenit de acolo, s-a întâmplat, s-a împlinit o profeție ca să dovedească încă o dată că acest copil este Fiul lui Dumnezeu. În același context, vom vedea că acest om, Irod, un om fără milă, un om care nu mai avea niciun sentiment, fără scrupule, fără niciun sentiment, ordonă, poruncește ca orice copil de parte bărbătească de la 2 ani în jos să fie omorât, văzând că a fost înșelat de magi. Irod a crezut el că păcălește pe alții, dar Dumnezeu care vede și știe totul, n-a lăsat ca planul acesta al diavolului să fie dus la îndeplinire. Și înainte chiar să pună în aplicare, Dumnezeu îi spune lui Iosif, tu trebuie să pleci pentru că Irod va căuta să omoare pruncul. Diavolul a încercat întotdeauna, de la începutul lucrării Domnului Iisus, a venirii lui lume, până în ultima clipă, să se dăbricească acest plan al mântuirii, dar Dumnezeu a vegheat și aceasta nu s-a întâmplat pentru că Dumnezeu este stăpânul, sărit să fie Dumnezeu. O altă profeție care o vedem aici spune prin Ieremia, prezis înainte, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela jelea copii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Și acum din nou ne întrebăm ca și creștini, ca și oameni, de ce a trebuit această vărsare de sânge? Și ne uităm în jurul nostru, de ce atâta vărsare de sânge în lumea noastră? De ce regi care s-au prindat în istorie, împărați, și-au atribuit acest rol de a lua viața asupra oamenilor? El avea drept de viață și de moarte. De ce Dumnezeu îngăduie rău în lumea aceasta? Și foarte mulți, pentru că n-au înțeles răspunsul, n-au găsit răspunsul la această întrebare, au întors spatele. Au fost oameni care au crezut. Și mă gândesc la Einstein, care la un moment dat, neînțelegând lucrul acesta, nu a mai putut să privească pe Dumnezeu ca un Dumnezeu stăpân și suveran. Iarăși am înțeles acest om, Darwin, care a dezvoltat această teorie a evoluționismului, tot din cauza neînțelegerii de ce Dumnezeu, dacă există Dumnezeu, de ce e răul în lume. Și tot ne gândim și încercăm să aflăm răspunsul. Nu putem să găsim răspunsul absolut și de ce, pentru că suntem oameni limitați. Nu vedem decât aici o parte a planului Dumnezeu. Știm că Dumnezeu nu este autorul răului. Știm că Dumnezeu nu poate să fie ispitit să facă rău. Dumnezeu este binele suprem și atunci când a venit acel tânăr bogat la Domnul Iisus și a spus, Bunele Învățător, Iisus l-a corectat și a spus, de ce mă numești bun? Pentru că așa de ușor noi ne atribuim această caracteristică, Bunele Învățător, și încercăm să ne periem unii pe alții. Și la fel a încercat și el, cu toate că Iisus era Dumnezeu, dar forma lui de exprimare a fost
a trebuit să fie calitate de acest tânăr, de Domnul Iisus pentru acest tânăr și a spus, unul singur este bun Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este bun, binele suprem, binele absolut, dacă Dumnezeu este dragoste, de ce răul? Știm, cred că cu toții, că răul este produsul sau efectul păcatului și alegerii greșite a neascultării. Și diavolul este autorul răului. Și dacă Dumnezeu încă îngăduie, dacă vedem în jurul nostru rău la ora actuală și parcă Dumnezeu nu pune capăt, el ar putea. Știți că a făcut o istorie atunci când a nimicit pe toți oamenii în afară de noi și familia lui. Le-a dăruit tuturor oamenilor acea șansă de salvare. Dar pentru că gândurile lor erau îndreptate doar spre rău în fiecare zi, Dumnezeu a zis, am hotărât, am decis să șterg pe fața Pământului. Dar răul încă a continuat să existe. Deci, prin forță, prin constrângere, spunem noi, prin obstrucție fizică, nu se poate elimina răul. Pentru că răul poate să fie eliminat prin bine. Și a venit Domnul Iisus. Și prin dragostea Lui, prin puterea iubirii Lui, prin jertfirea Lui, a început să transforme oameni. Și din oameni păcătoși, că toți ne-au născut în păcat, Apostolul Pavel spune mai în capitolul 3, nu este niciunul măcar care să facă binele, niciunul care să îndeplinească neprihănirea. Și Domnul Iisus a venit și prin jertfa Lui, prin ceea ce a făcut pentru noi, realizează această schimbare în noi. Din oameni păcătoși, din oameni răi, cu gândurile fiecare zi spre rău, Dumnezeu transformă caracterul nostru, transformă viața noastră ca să devenim ca și Domnul Iisus. Da? Și aceasta este o opțiune de alegere, pentru că Dumnezeu ne-a creat cu alegeri liberă. Avem liberul arbitru și putem să decidem dacă vrem să devenim ca și Domnul Iisus sau dacă vrem să rămânem în starea aceasta de căldicel sau de păcat. Și Apostolul Pavel a zis, în fiecare zi răstigniți firea pământească. Cei ce sunt ale Hristos au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și el spune, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Asta înseamnă că eu pot să trăiesc astăzi și să mor. Pot să mă întorc din nou la acea stare de mort în păcat. Deci dacă prin Duhul faceți să rodească roadele Duhului, veți trăi, dacă împliniți dorințele Duhului Sfânt. Și așa de ușor și noi am putea să spunem, aș vrea să piară toți răi din jur, toți vecinii mei care mă supără, toți colegii mei sau șeful meu care nu, nici de cum nu-l pot înghiți. Și avem noi, probabil, persoane care îmi zice că n-am meritat să trăiască. Dar ar trebui să înțelegem, să privim prin prisma lui Dumnezeu. Dacă privim ce spune Apostolul Petru în a doua epistolă, în capitolul 3 spune că Dumnezeu are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și așa se face că Dumnezeu a avut răbdare pentru unii oameni 80 de ani, 90 de ani. Pentru alții a trebuit să aștepte 30 de ani, 5 ani. Dar asta nu garantează faptul că toți aceștia pe care Dumnezeu le așteaptă se vor transforma, vor accepta ca să fie transformați de Dumnezeu. Vor crede în jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu garantează aceasta. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a creat liber. El dă șanse omului. El se implică în viața noastră și El vorbește tuturor oamenilor. El nu forțează. Și aș vrea ca să înțelegem că Dumnezeu se implică în toate domeniile vieții noastre. Odată ce am predat viața noastră în mâna Lui, odată ce am înțeles că El e singurul care ne poate da fericirea. Odată ce am acceptat ca El să lucreze în viața noastră, trebuie să fim convinși că El se implică în fiecare aspect al vieții noastre. Au fost împărați care au înțeles. Nebucadnețar de bună oară a fost avertizat prin Daniel și a spus, împărate, smerește-te. Pune capăt păcatelor tale. Și Nebucadnețar n-a vrut să asculte. Și a trebuit să treacă prin acea experiență grea și tristă. A trebuit să ajungă să mănânce ca și animalul. Spune că i-au crescut unghiile și era acolo sub cerul liber. Până când el a recunoscut că Dumnezeu este stăpân și s-a întors cu pocăință. Și dacă veți citi Daniel, că n-avem timp acum să citim, dar acasă putem să vedem mărturia lui după ce s-a întors cu adevărat spre Dumnezeul adevărat.
Dar au fost împărați care n-au vrut să înțeleagă. Fiul lui, de exemplu, Belșațar, a trecut printr-o experiență similară când Daniel, înainte cu o noapte, înainte să vină sfârșitul, a spus: tu n-ai învățat nimic de la tatăl tău. Tu n-ai învățat că n-a vrut să se smerească și te sugerezi măcar acum. Dar, pentru că deja Dumnezeu scrisese pe perete, numărat, cântărit și împărțit, în noaptea aceea, Belșațar a trebuit ca să sfârșească. Dumnezeu iubește pe toți oamenii și oferă o șansă tuturor oamenilor. Dar de ce se întâmplă atâtea necazuri? De ce oameni răi sunt lăsați și parcă tolerați, zicem noi? Dumnezeu are om de lungă răbdare și planul lui Dumnezeu nu-l putem cunoaște. Ceea ce trebuie să înțelegem, că noi, dacă suntem copiii lui, Dumnezeu cu noi are ceva. Dumnezeu vrea să se implice în viața noastră personală și acest lucru Iosif a început să-l înțeleagă. Vă dați seama, el care spunea că e menit să fie protectorul, da, familiei, a Domnului Iisus, vrea să aibă grijă de Maria și de Iisus, putea să-și pună întrebări și putea să, la un moment dat, să rămână foarte nedumerit, să zică: dar de ce? Nu sunt de acord cu aceste procedee, cu acest fel al lui Dumnezeu de a lucra. Dar în toate lucrurile, dacă vom reciti acest pasaj, vom vedea că spune: Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat. În acea noapte n-a mai stat pe gânduri. Apoi vom vedea că după ce a murit Irod, din nou vine Îngerul Domnului și spune: hai înapoi, Iosif! Și Iosif nu comentează. Spune că s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Iuda. Și ajunge în Iuda și dintr-o dată parcă nu mai înțelege nimic. Pentru că în locul lui Irod băiatul lui Arherau. Și putea să zică: nu mai înțeleg, eu nu sunt o minge de tenis, du-te vino. Și cumva să se revolte, să se răzvrătească, dar Iosif n-a făcut aceasta. Spune că a avut acea temere că dacă merge din nou în Iudeea, și el era de acolo din Iudeea, din Betlehem, nu? Putea să zică: fie ce-o fi, mă duc, m-a zis să vin. Nu! Având temerea aceea să se întoarcă în acel loc, în Iudeea, spune că a stat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a înștiințat din nou și a spus: du-te în Galileea. Și iată, încă o profeție pe care Dumnezeu o duce la îndeplinire. Pentru că Dumnezeu se implică în viața copiilor lui, dar Dumnezeu folosește împrejurările vieții, Dumnezeu folosește situații supranaturale ca să călăuzească pe copiii lui și pe cei care îl caută. Dumnezeu folosește și minuni, face și semne, pentru că El își duce la planul la îndeplinire. Important este dacă noi, ca și copiii lui Dumnezeu, înțelegem că avem de face cu un astfel de Dumnezeu, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care nu greșește, chiar dacă nu ni se pare că parcă se joacă cu noi. El nu se joacă cu noi. El ne încearcă, așa cum a făcut cu poporul Israel. L-a trecut prin multe experiențe să vadă dacă inima lui este întreagă pentru Dumnezeu. Să vadă dacă rămâne statornic, dacă rămâne credincios. Și iată, acest om, în această seară, pe lângă experiențele care au fost spuse aici, ne stă în față ca o dovadă vie că se poate. Să nu înțelegi în viață multe lucruri, omenește să ai temeri, omenește să vrei să îți găsești un refugiu. Dar dacă soluția la care recurgi este să te abandonezi în mâinile lui Dumnezeu, să te încrezi în Dumnezeu, să continui să rămâi credincios lui Dumnezeu, să continui să-L asculți pe Dumnezeu, atunci finalul nu va fi decât unul cel mai fericit. Nu există opțiune mai bună în viața aceasta, oricât de deștepți sau isteți ne-am crede, în a ticlui, în a aranja lucrurile. Ni se par nouă că lucrurile ar merge pe făcașul bun, dar la sfârșitul ne dăm în urmă, putem să avem doar regrete. Dar dacă urmăm pas cu pas voia lui Dumnezeu, așa cum a făcut acest om, nu vom avea la sfârșitul vieții decât să privim în urmă cu bucurie și cu mulțumire în suflet. Pentru că Dumnezeu chiar și situațiile grele, rele, nefaste, nedorite, neplăcute, le poate transforma spre binele nostru. Și asta spune Apostolul Pavel în Romani 8:28. De altă parte, știm, și Pavel știa, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și acum îmi vine în minte, vreau să revin la ce am spus înainte, că Dumnezeu are un de lungă răbdare. Avem un exemplu chiar în Noul Testament, pe acest Pavel, și dacă nu greșesc, sper să găsesc mărturia lui personală când spune, cred că e 1 Timotei,
dar în Timotei, capitolul 1, cu versetul 15. Și noi întrebăm, de ce acest om, vă aduceți aminte, că a condamnat la moarte pe creștini? Acum fac paranteză, zicem săraci creștini, dar de ce o trebuie? La începutul vorbirii mele și la începutul slujbei aici am auzit urări și îmi place să zicem un amul făcii, să spunem la mulți ani. Aș vrea ca să ne gândim ce spune Domnul Iisus în Ioan, capitolul 11. Spune Domnul Iisus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, va trăi veșnic. Dar vreau să citesc acest înainte de a citi acest cuvânt. Ca să înțelegem că a pleca în veșnicie pentru copilul Domnului nu e decât un câștig. Și Apostolul Pavel a zis, pentru mine, mult mai bucuros ar fi ca să plec. Pentru că aș fi cu Domnul. Și aș vrea, îmi doresc lucrul acesta să fiu cu El, dar e de folos să rămân lângă cu voi. Și noi, în capitolul 11, ascultați, ce au cei care cred în Domnul Iisus? Și asta noi trebuie să avem de grijă. Doar atât. Să știm că suntem împăcați cu Dumnezeu, că umblăm voia lui Dumnezeu pas cu pas, prin toate necazurile, prin toate neclaritățile vieții. Dacă știm că suntem pe plac, Dumnezeu va putea grijă de orice detalii și de orice lucru. Și spune... Versetul 26 din capitolul 11. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta și întreabă Domnul Iisus de așa, să credem lucrul acesta? Dacă credem, atunci să nu uităm, viața noastră e mâna lui Dumnezeu. Să nu uităm ceea ce ne rămâne nouă. Să cunoaștem voia Dumnezeu, să o acceptăm în viața noastră, să ne-o dorim, să ne-o placă, să nu fie o problemă de constrângere, de obligație, de corvoadă, de ceva neplăcut, ci să facem cu bucurie voia lui Dumnezeu. Și atunci suntem asigurați. Nu vom muri niciodată. Viața noastră este în Hristos și doar vom face un salt, un pas spre viața veșnică. De fapt, o avem de aici, din viața aceasta. Și în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15, spune Pavel ce a făcut Dumnezeu și în viața lui. Un om rău, în vremea care creștinii erau persecutați și duși la moarte, probabil cei mai mulți ar fi dorit ca Pavel să moară. Pavel, într-un accident, într-o situație, să dispară de pe planetă. Și totuși Dumnezeu, care cunoaște totul, parcă l-a îngăduit. Pentru că creștinii care au plecat în brațe de Domnul Iisus, în locul acela de așteptare. Iar Pavel, acest prigonitor înverșunat, avea să devină el un om care va spune altora despre Iisus Hristos și el însuși va fi persecutat și spune o adevărat. Și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel mântuit sunt eu. A avut un har extraordinar. Dar am căpătat îndurare pentru că Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El în urmă, ca să capete viața veșnică. Asta îmi spune că Dumnezeu în îndelungarea lui răbdare așteaptă ca oricare păcătos care își îndreaptă privire spre El să poată să capete viața veșnică. Ceea ce vrea Dumnezeu ar trebui să vrem și noi. Și Domnul să ne ajute. Atunci când vedem răul în jurul nostru, să ne rugăm ca Dumnezeu să dea pocăința oamenilor din jurul nostru, colegilor noștri și ceea ce ne rămâne, așa cum a făcut Iosif, nu s-a revoltat împotriva lui Irod, nu găsim acest lucru, ci a rămas ascultător și a trebuit să fie un străin și călător pe acest pământ. Și mai mult, Maria o vedem la cruce, stând văzând pe Iisus Hristos, parcă vede derularea evenimentelor și vede urmarea, deznodământul, a tot ceea ce ea a păstrat în inima ei, pentru că multe n-a înțeles această femeie, dar spune că le păstra în inima ei și aștepta. De Iosif nu mai zice că era la cruce, probabil s-a stins din viață, dar ceea ce admiră acest om, chiar dacă n-a văzut finalul lucrării lui Dumnezeu sub ochii lui, a nădăjduit că cel care a început această lucrare, o va duce la bun sfârșit și lucrarea de mântuire se va realiza, pentru că știa că Fiul lui Dumnezeu. Pe Maria o vedem în ziua cincizecimii, cum stăruiește după botezul cu Duhul Sfânt, împreună cu ucenicii. Vede desfășurarea lucrării lui Dumnezeu. Avem exemplu în această femeie, avem exemplu în acest om care a fost cu frica lui Dumnezeu. Ce trebuie să face
noi sau ce alegem să facem noi. Să nu uităm că viața e plină de surprize. Să nu uităm că viața care o trăim pe acest pământ nu ne scutește de necazuri, de pericole. Să nu uităm că vom avea temeri de multe ori. Să nu uităm că în toate acestea avem doar opțiune ca să știm siguri că vom ajunge la sfârșitul alergării noastre, pas cu pas, ca să fim încurunați de Domnul Iisus, dacă vom umbla în voia Lui, dacă vom accepta voia Lui în viața noastră, dacă vom spune, Doamne, dacă Tu așa vrei să se facă voia Ta. Haideți ca să avem acest gând și aș vrea pentru mine și pentru noi toți anul acesta să spunem, Doamne Iisuse, ajută-mă să cunosc mai mult voia Ta pentru viața mea. Ajută-mă să înțeleg mai mult cuvântul Tău și ceea ce îmi vorbește mie de acest cuvânt al Tău. Ajută-mă să am, să fiu focalizat pe ceea ce vrei Tu să fac și nu pe ceea ce vreau eu să fac. De multe ori ne place să facem multe lucruri și dacă ne place, le facem cu plăcere. Dar poate de multe ori Dumnezeu vrea să facem lucruri care nu ne plac nouă, dar care lucrează în noi caracterul Iisus Hristos. Și dacă lăsăm ca El să sfârșească această lucrare, nu știu dacă anul acesta o va sfârși. Poate pentru unii dintre noi da, poate pentru alții nu, poate va veni Domnul anul acesta, dar sunt sigur că dacă vom umbla cu El, vom pleca și noi cum a plecat Enoch. Spune că Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. În fiecare zi, în voia lui Dumnezeu. Și spune că după 365 de ani, Enoch a fost luat de Dumnezeu. Aș vrea că dacă vine Domnul, toți care suntem în seara aceasta și cei dragi noștri, și dacă ar fi cu putință toată lumea, dar știu că nu se poate, ci toți care cred în Domnul Iisus, amin, să putem să ne luăm izgorul împreună cu Domnul Iisus și să fim totdeauna cu El. Amin. 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 Timpul este înaintat, dar vreau să mă îngăduiți două minute sau trei încă. Să adaug un gând lângă ceea ce fratele Gicu a împărtășit cu noi în seara aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul dumnealui s-a referit la niște evenimente care au avut loc în fragedea copilărie a Domnului Iisus. Eu fac un salt în timp, aproximativ 30 de ani, poate 29 de ani mai târziu, într-o anume zi când Domnul Iisus a revenit în Nazaret, avea aproximativ 30 de ani, și pentru că era zi de sabat, a intrat în sinagogă. În ziua aceea s-a ridicat în picioare să citească, după ce se cântaseră cântările, pentru că aș vrea să vă spun că multe din rânduielile noastre se regăseau în forma de închinare din sinagoga evreiască din vremea de atunci. S-a ridicat în picioare, i s-a dat cartea prorocului Isaia să citească din ea, a deschis-o și a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelie. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobăzirea și corbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Aș vrea să vă spun că în seara aceasta am pe inimă să încheiem părtășie din casa Domnului cu o rugăciune în care să rugăm să aducă un an de îndurare pentru toți cei dragii noștri care mai sunt încă în lume. Amin. Am primit la amvun un bilet care exprima o dorință profundă, o dorință arzătoare. Și cred că dorința aceasta vă este comună multora din cei ce mă ascultați în seara aceasta. Avem ființe dragi, avem frați, avem surori, avem părinți și avem copii care sunt încă în lume. Și noi știm ca niște oameni care citesc Scripturile. Noi știm că venirea Domnului Iisus este foarte aproape. Aș vrea să rugăm pe Tatăl Ceresc ca tot ceea ce a fost cuprins în făgăduința pe care Iisus a citit-o în ziua aceea în Nazaret să se împlinească în anul acesta în care am intrat prin îndurarea Lui. Ne obișnuim să ne urăm la mulți ani, un an nou fericit. Dar mă gândeam, citind cuvintele acestea, ei stând pe bancă, dacă nu cumva ar fi mai frumos să ne urăm unii altora un an de îndurare. Nu că un an nou fericit ar fi rău, ci dacă am găsit o formulă și mai bună, poate că ar trebui să o folosim.
Și aș vrea să vă urez la toți să aveți parte de un an de îndurare. Ne rugăm împreună. Ridicați pe picioare.